Sănătate, dragilor, mă bucur să ne... Astăzi cu o chestie interesantă, atractivă și extrem de sănătoasă. O super salată de fructe. De dimineață am prezentat o super salată de verdețuri încântătoare și foarte gustoasă. Dar nici aceasta nu-i mai prejos. Sunt fructe de sezon, proaspete, culese din grădina noastră, produse biologic. Acesta e luxul de a trăi liniștit într-un loc retras cu o grădină mare în care îți plantezi tot ceea ce dorești. Desigur, când vorbim de această salată pe care o facem, nu doar că este plină de nutrienți, nu doar că ajută organismul să-l energizeze, dar are o mulțime de proprietăți terapeutice, vindecătoare, pentru creier, pentru sânge, plină de antioxidanți. De aceea putem spune că mâncăm și ne tratăm. Cu așa ceva mâncăm și ne tratăm. Vezi, zice, dar cine are astfel de fructe? Cine e harnic și se mută într-un loc retras la țară și îți plantează tot felul de tufe? Ați văzut că v-am arătat fiecare tufă pe care o plantez, v-am spus și de unde o iau, nu vă trebuie nu știu câtă investiție, v-am puțin, dar le îngrijiți cu drag și aveți, iată, luna e iulie, înghit deja în sec. Să începem treaba, salata de fructe este foarte, foarte simplă, voi povesti puțin ce ingrediente folosesc. N-avem mult de tocat că majoritatea sunt fructe mărunte, acestea sunt cele mai sănătoase, bacele, boabele mai ales, extrem de sănătoase. Vor mai apărea și altele, vor apărea și murele un pic mai târziu, afinele de cultură americane un pic mai târziu, de acum încolo încep să se coacă. Avem aici niște frăguțe. Frăguțe, frăgoaie, sunt destul de mari, sunt remontante, vi le-am prezentat. Avem aici o zmeură mov, avem aici ioșta, ceva între coacă și agri, și o zmeură mai micuță, dar extrem de aromată, galben-auriu. Avem niște dude foarte dulci, de la un dud pitic, avem o zmeură neagră, plină de antioxidanți, extrem de sănătoasă și gustoasă. Avem o zmeură mai măricică, delniva. Aici avem coacăze negre, coacăze roșii și, bineînțeles, niște căpșuni grăsane care ne tentează și niște agrișe. O crenguță de mentă, niște anason stelat făcut pulveră, puțin puteți spune. Mărește digestibilitatea și în același timp încadrează destul de bine cu gusturile de fructe și puțin ghimbir tocat, care iarăși este extrem de sănătos și în același timp face ca să nu vă fermenteze fructele, să se digere și mai bine, și puțină miere, miere după gust. Și după gust și în funcție de ce fructe aveți, cât de dulci sau de acre sunt și de gusturile dumneavoastră, cât de dulce vreți să o faceți. Să începem treaba. Ce avem aici este doar căpșuna care s-o tăiem puținel. Salivez! Trebuie să se recunosc că sunt un mâncăcios, un gurmand. Gurmand de lucruri bune. Nu-i rău să ai poftă de mâncare, e rău să o folosești greșit. Ia uitați! Asta e sănătate curată! Restul sunt destul de mărunte, puteți cei care doriți o banană, dar acestea sunt fructe de la noi, fructe de sezon, proaspăt culese, produse biologic, ce să vă mai spun, printre cele mai sănătoase fructe din lume, bobițele acestea extraordinare. Bun, să punem una câte una. De făcut 5 minute.
și coacăzele și agrișele. Na. Trăguțele cu o pulbără micuță de nu prea mult, potrivit, imbirul. Așa, și să rupem, vom rupe frunzulițele de mentă. Menta îi dă aroma aceea unică, pe lângă fiecare fruct care are o aromă extraordinară. Doamne, ce deliciu și ce bombă de nutrienți aici. Asta e sănătate curată, e vindecare. Putem pune puțină mire. Așa. Dacă e mai fluidă, se amestecă bine. A fost topită, e și caldă acum. Așa. Așa. Bun. Acum să amestecăm un piculeț. Da. Aici este adevăratul lux. Asta e adevărata sănătate, prieten, să-ți permiți astfel de fructe, un lux pe care majoritatea vi-l puteți permite dacă faceți alegeri cuvenite. Bun. O lingură să degustăm. Miracol. Miracol, senzație cu adevărat. Tot ce vă trebuie sunt ingredientele acestea proaspete, sănătoase, pe care să le culegeți dumneavoastră, vă spune, domne, dar nu avem. Puteți să aveți. Puteți să aveți. Faceți rost de o grădină, un teren, cultivați-vă și o să vă bucurați pe parcursul din primăvară până toamna târziu de tot felul de fructișoare. Apar mini-kiwi, apar murele, se coc tot felul de tipuri de afine și așa mai departe. Apar mai târziu strugurii. Puteți să vă faceți o salată senzațională. Aceasta nu este doar să mulțumim gustul și să putem să ne bucurăm de senzații gustative extraordinare. E sănătate. E infuzie de viață, infuzie de sănătate. În felul acesta nu doar că te bucuri de așa ceva, dar nu mai treci la nenea doctorul, cam deloc. No. O să fie cam tristă industria farmaceutică, o să fie cam triști medicii, pentru că vizităm foarte, foarte rar. Nu, dar asta nu este o pierdere, măcar să fie lumea sănătoasă. De aceea vă implor, apucați-vă de treabă, mâncați rană crudă, mâncați fructe de acestea grozave, pentru că, într-adevăr, vă vor aduce beneficii uimitoare. Dacă vă apucați să studiați despre fiecare bobiță ce am pus-o aici, ați rămâne uimiți câte studii sunt în ceea ce privește proprietățile extraordinare acestor fructe. De aceea îi mulțumim Creatorului, pentru că ne poartă de grijă și că ne răsfață cu bunătățile acestea. Să fiți sănătoși, numai bine!